Ieri, începând cu ora 17, Consiliul Local Municipal Megidia s-a întrunit în ședința extraordinară. La aceasta au fost prezenți 16 dintre cei 19 aleși locali, iar pe ordinea de zi s-au aflat 3 proiecte de hotărâre, toate întrunind cvorumul necesar aprobării. Primele două puncte de pe ordinea de zi au vizat rectificarea bugetului local și a bugetului SC Apollo Ecotherm SRL. Am avut o rectificare de buget pentru banii alocați de Consiliul Județean pentru reabilitare străzi, o sumă alocată în valoare de 500.000 de lei pentru bugetul local al municipiului Megidia. De asemenea, în afara bugetului avem alocați și o sumă de 400.000 de lei pentru reabilitarea străzii Silozului, stradă dată în administrare către Consiliul Județean, tocmai pentru a ne ajuta să ne asfalteze această stradă care face parte dintr-un drum județean 222 sau nu știu exact, 223. La primul punct de pe ordinea de zi s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Consiliul Județean Constanța a alocat municipiului Megidia 500.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale. Astfel, suma va fi folosită pentru asfaltarea străzilor din Megidia. Alocarea unor sume de bani de la Consiliul Județean, care au legătură cu orașul, care sunt necesare orașului, a făcut ca această ședință extraordinară să se desfășoare. Sigur, orice ședință de Consiliul Local la Megidia, motiv de controversă, deja probabil că oamenii care ne privesc înțeleg că există ambiții electorale a unora dintre consilieri care vor candida la alegerile următoare și de aceea ei au început o campanie furibundă de demolare a tot ceea ce se face în prezent, atât din punct de vedere, să spunem, al vorbelor, dar uneori și chiar și al faptelor. Spre disperarea lor și spre norocul orașului, primim în continuare resurse financiare și vom face în continuare multe din lucrurile pe care le-am promis pentru Megidien. Chiar astăzi am început un proiect, e vorba de proiectul de ambulatoriu. S-a început organizarea de șantier și zilele următoare se va lucra cu sârg la ambulatoriu și tot astăzi, prin această aprobare de alocare de sume, prin intermediul societății Apollo, vom asfalta strada Ciocârliei și probabil vom mai realiza covoare, scurte covoare și pe alte străzi. O să vă întrebăm despre ce sumă este vorba. Suma alocată de Consiliul Județean a fost de 500.000 de lei, suma alocată direct Consiliul Local pentru asfaltare străzi. Alături de această sumă, Consiliul Județean a mai alocat o sumă de 460.000 de lei direct Regiei Județene de Drumuri și Poduri Constanța, care administrează numele Consiliului Județean strada Silozului până la intersecția cu piața Bicaz. Practic, în perioada următoare, regia și-a programat lucrări și va asfalta tronsonul de drum între actuala poarta Silozului și piața Bicaz, un tronson de drum care este foarte frecventat și care a creat multe nemulțumiri în rândul conducătorilor auto din Megidia. La cel de-al doilea proiect de hotărâre s-a votat rectificarea bugetului SC Apollo Ecotherm SRL pentru a include în buget suma de 500.000 de lei. Mai exact, fondurile pentru asfaltare au trecut în bugetul societății administrate de municipalitate, care va realiza lucrările de asfaltare. Cred că a fost nevoie de această ședință, cum a fost și de cealaltă ședință de îndată. Am primit iar niște bani și bravo lor că au venit acești bani de la Consiliul Județean, așa, ca să îi împrăștiem de îndată, adică fără nici un fel de justificare în spatele acestor bani. Din punctul meu de vedere, am votat pentru. Normal nu trebuia să votez, dar să spunem că dacă totuși a venit acei bani, chiar decât să-i pierdem, măcar să fie alocați undeva. Pentru că dacă era normal, această ședință trebuia să dureze mai mult, trebuia să fie anunțată de foarte mult timp și să vedem. Dacă am 5 miliarde, trebuia să specific acolo foarte clar un lucru. Ce suprafață asfaltică acopăr, ce borduri înlocuiesc și din punctul meu de vedere chiar cei de la Apollo Ecotherm sunt mucitori și își fac treaba. Numai că cei din primărie nu știu să le dea o direcție bună și lasă să greșească și ei și păcat de acești copii, sunt niște băieți tineri, un management tânăr și este poate pentru prima dată când acești copii au mai curățat cât de cât orașul și doi, cât m-am uitat și în balanța lor contabilă, cât de cât sunt pe linia de plutire. Să sperăm că vor merge așa și să sperăm că nu se vor împotmoli la iarnă când va fi căldura. Punctul 3 de pe ordinea de zi a vizat numirea reprezentanților Consiliului Local în comisiile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurarea calității ale unităților de învățământ din Megidia. Legislația în vigoare prevede că unitățile de învățământ preuniversitar să fie conduse de comisiile de administrație, de directori și de directorii adjuncți.
Astfel, comisiile de administrație sunt formate din 13 membri, dintre care 6 sunt cadre didactice, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai Consiliului Local și 3 ai părinților.